Dumnezeu să binecuvânteze familiile cu iubirea adevărată, fraților. Mi-amintesc și nu știu dacă am timp să mărturisesc lucrarea asta, am întâlnit în viață o femeie care a ținut la bărbat și n-am mai întâlnit nici până atunci, nici după aceea. Bărbatul era bolnav de cancer la stomac, doctorii au tăiat 3 sferturi din stomac și au zis, el acasă și pregătește de demormântare, că nu mai are nicio șansă. Ce vă spun? Am fost martor ocular. I-au venit la noi, au venit la tata. Țin minte, au venit într-o zi la tata și au zis, frate unică, dacă vrei să mergi să-i faci ungerea, că doctorul a zis să ne pregătim de mormântare. Și tata avea obicei, când era chemat undeva, la ungeri cu un de lemn, întreba pe Domn. A făcut o rugăciune, aveam acolo pe Petrică, fratele lui Pavel, avea vedenii de la Dumnezeu. S-a făcut o rugăciune și Petrică a avut din partea Domnului că Dumnezeu le-a acasă. Și a spus la soră, soră, nu mergem pe cuvântul din partea Domnului că pleacă acasă. Femeia s-a dat la prânz, a zis, am să intervin, am să fac tot ce pot ca să salvez pe soț. Avea 6 copii. S-a dus acasă și a postit 18 zile. Dumnezeu să binecuvânteze surorile, iubiți-vă bărbații cât îi aveți. A plecat unul de la noi de aici de 53 de ani. Eu n-am întâlnit femeia așa să-și iubească soțul. Dumnezeu să pui în inima surorilor dragoste de soț și invers. O ținut 18 zile de post, 8 zile n-o mâncat nimic și o continuat, o mâncat seara. Și o plecat la fratele Florea de la Magina, care sunteți din partea noastră și l-ați cunoscut, să pui înaintea Domnului de nou. Când a intrat în casă la fratele Florea, era în luna octombrie, era frig, femeia avea pe sub fustă pantaloni de trebic. Deci avea fustă. Atenție pentru alea care îmblață în pantaloni. Eu sunt dator să vă vorbesc adevărul. Femeia să nu poarte îmbrăcăminte bărbătească. Așa scrie Scriptura. Fratele Florea au zis, să crezi tu, s-o gândit așa, o să crezi că ți-a dat zi drumul la lucrare, că ai venit la mine în pantaloni. Nu era în pantaloni femeia, avea fustă. Numai când fiecare era frig. Și a venit Duhul Sfânt la fratele Florea și a zis, dă drumul la lucrare, că darul nu e a tău. Darul eu ți l-am dat. Și când a dat Dumnezeu taina pe față, a zis, femeie, care ai venit cu zilele de post înaintea mea, ca să-ți vindec bărbatul, m-ai înduplecat. Talpa piciorului meu va călca în casa ta și îmi voi face lucrarea. Ce vă spun, am fost martor ocular, am intrat în casa, am fost cu tata acolo. Când am intrat în casa, n-am văzut așa ceva de când m-a făcut mama. 6 copii se vedea de-a dur așa prin casă și răcâneau în gura mare. N-am văzut priveliști de aceea. Copiii răcâneau în gura mare, soția răcânea în gura mare. Țin minte că am intrat într-o căsuță mică și pe partea dreaptă era patul unde era bolnav, un schelet de om, nici nu mai putea vorbi. S-au făcut rugăciune, s-au făcut mărturisire și s-au făcut rugăciune. În timp ce se făcea rugăciunea, am avut o vedere. A intrat Domnul Iisus cu trusă medicală, s-a dus la el, i-a tăiat stomacul. A zis, ăsta îi prinde cancer. Acum îi pun stomac nou. Datorul ce vă spun, am fost martor ocular. Când a zis Iisus că îi pun stomac nou, a sărit ca un arc din pat. O sărit în mijlocul căsă. Era bocite și răcnite. Dumnezeu a ascultat soția și l-a vindecat pe bărbat. Am stat la masă, am mâncat cu el sarmale, carne de porc și pepin murați. În câteva minute s-a înroșit ca sfecla în obraj.
A doua zi, lua furca și s-o duc la scostecă, era colectiv atunci, oamenii făcea cruci, oamenii din sat, au zis, om via mort. Fratele spunea, m-a vindecat Iisus. Trăiască numele ce-a făcut o soție care a iubit bărbatul. Dumnezeu să binecuvânteze, prețuiți-vă unii pe alții. Știi când prețuiește omul? Că nu mai este.